Aceste zile de pocăință sunt necesare pentru fiecare creștin practicant, pentru că postul mare este o vreme prin excelență a pocăinței, a umilinței în fața lui Dumnezeu. Cu toții suntem păcătoși, cel din tâi sunt eu. De aceea, atunci când intrăm în postul mare, trebuie să ne venim în sine ca și fiul risipitor, să recunoaștem că suntem păcătoși, că am păcătuit mai mult decât nisipul mării și să ne întoarcem cu multă umilință și cu multă dragoste la Părintele Primitor, la Tatăl nostru care este în ceruri. Nu întâmplător, biserica noastră a rânduit 3 săptămâni pregătitoare înainte de a începe postul mare propriu-zis. Săptămâni în care ne-am adus aminte de pilda vameșului și fariseului, de rugăciunea smerită a vameșului. Ne-am adus aminte de pocăința fiului risipitor. Ne-am adus aminte de Tatăl Primitor care îl îmbrățișează pe fiul risipitor care se pocăiește. Ne-am adus aminte de înfricoșătoarea judecată și de criteriile judecății universale, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu cei săraci, cu cei bolnavi, cu cei prigoniți și cu cei aflați în necazuri. Și noi suntem datori să-i ajutăm pe semenii noștri, mai ales în aceste vremuri confuze, complicate, de pandemie și de război. Și sigur, înainte de a începe postul mare, ne-am adus aminte și de izgonirea lui Adam din rai, pentru că Adam cel vechi a fost izgonit din paradis pentru că nu a ascultat porunca Creatorului. Din neascultare și mândrie, protopărinții noștri au fost izgoniți din Eden. Și la plinirea vremii, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, noul Adam, vine să restaureze neamul omenesc. Vine să ne dăruiască iertarea păcatelor și vine ca să redeschidă raiul închis după căderea primilor oameni, vine să deschidă raiul prin pocăința unui tâlhar care a fost răstignit împreună cu Domnul pe Golgota. I-a spus tâlharului, astăzi vei fi cu mine în rai, după ce tâlharul venindu-și în sine a strigat, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Așadar, ne-am adus aminte de toate aceste lucruri importante din taina mântuirii neamului omenesc. Și acum, în săptămâna canonului, la începutul postului mare, cădem în fața Creatorului și Mântuitorului nostru și strigăm din adâncul inimii împreună cu Sfântul Andrei Critianul, cu Sfântul Efrem Sirul, cu Sfânta Maria Egipteanca și cu toți sfinții care au bine plăcut lui Dumnezeu din veac, strigăm și spunem, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Așadar, cu multă umilință, cu multă credință și dragoste, preoți, diaconi, cântăreți, elevi și studenți teologi, credincioși și credincioase, cu toții am participat în această săptămână la citirea canonului de pocăință și, bineînțeles, am fost cu multă luare aminte la rugăciunile din cadrul pavecerniței mari, la psalmii care s-au citit și la stihirile, alcătuirile liturgice de la utrenie. Dar cu multă luare aminte am ascultat și pericopele evanghelice care s-au citit în această săptămână. Iată, după 4 zile de pocăință, după 4 zile de umilință, după 4 zile de osteneală și nevoință duhovnicească, suntem așteptați la finalul acestei prime săptămâni din postul mare să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, să ne spovedim, să ne mărturisim păcatele, să plângem pentru păcatele săvârșite și să făgăduim Domnului că nu vom mai păcătui și vom pune început bun vieții noastre. Și așa, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, la liturghia darurilor înainte sfințite vineri și la liturghiile sfințitoare de sâmbătă și de duminică a Sfântului Ioan Gură de Aur, respectiv a Sfântului Vasile cel Mare, să ne împărtășim cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Domnului. Căci numai așa postul nostru poate fi deplin și postul nostru poate să fie mântuitor. Am spus și spun în continuare, nu trebuie să facem din post un scop în sine.
Postul este un mijloc prin care noi creștinii ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Postul trebuie să fie complet și complex, să ne înfrânăm și trupul, dar și mintea și toate simțurile, să postească și inima noastră, să postească și mintea noastră în această perioadă, să ne înfrânăm de la tot ceea ce este rău și să înmulțim sfintele virtuți ale desăvârșirii și toate faptele milei creștine, astfel încât postul cu rugăciunea, dar și cu milostenia, să ne înalțe și să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Și postul va fi deplin și desăvârșit dacă îl vom încununa cu mărturisirea păcatelor, taina pocăinței, taina spovedaniei și mai ales îl vom încununa cu Sfânta Euharistie. În această perioadă și în tot postul mare suntem așteptați mai des la Sfântul Potir. Săvârșim toate cele trei liturghii pe care le avem în cultul divin public creștin. Liturghia Sfântului Grigorie, dialogul, liturghia Sfântului Ioan și liturghia Sfântului Vasile. Toți creștinii practicanți, toți creștinii receptivi și disponibili sunt așteptați să vină la biserică, să participe la toate sfintele slujbe, la deniile care se vor oficia în această perioadă cu totul specială și să participe activ și să se împărtășească la sfintele liturghii pe care le vom oficia. Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor ca în acest post din anul Mântuirii 2022 să ne rugăm cu toții mai mult pentru pacea de sus și pentru pace pe pământ, pentru pacea a toată lumea, căci vedem că sunt multe necazuri și tulburări între popoare, între neamuri, dar și între noi. Îl rugăm pe Domnul să-i înțelepțească pe conducătorii popoarelor și să ne înțelepțească pe noi pe fiecare ca să căutăm pacea, așa cum ne spune psalmistul, caută pacea și urmează pe ea, sau cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, fericiți făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Să fim și să devenim și noi făcători de pace, să căutăm pacea cu aproapele nostru, cu semenii noștri, și atunci Dumnezeu va revărsa pacea sa pe pământ, între neamuri, între popoare. Așadar, această perioadă a postului mare să fie pentru noi toți o perioadă în care să ne rugăm mai mult pentru pacea toată lumea și pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici. Să ne iertăm unii pe alții și să ne rugăm mai mult unii pentru alții, purtându-ne sarcinile, asumându-ne sarcinile semenilor noștri, căci numai așa vom împlini legea lui Hristos. Și cu crucea în spate, având crucea vieții înaintea noastră și pe umerii noștri, să-L urmăm pe Hristos cel răstignit și înviat și să ne omorâm și noi poftele, patimile și răutățile ca să putem învia cu Hristos Mântuitorul nostru. Căci învierea Domnului este și învierea noastră. Să ne ajute Dumnezeu să urcăm ușor, frumos și cu bucurie sfântă spre înviere. Căci postul mare este urcușul creștinului spre învierea lui Hristos.